Locuitorii comunei Lozova din raionul Strășeni sunt așteptați la urne în data de 15 mai pentru a alege o nouă componență a Consiliului Local. Decizia a fost luată de către Comisia Electorală Centrală după ce consilierii nu s-au întrunit în ședință de 8 luni. S-a ajuns la această situație din cauza unui conflict între consilierii locali și primar. Adică mai mult de 6 luni consecutiv. Consiliul Comunal Lozova nu a adoptat nicio decizie, iar primarul a constatat ce a notificat Comisia Dizolvare de Drept a Consiliului. Comisia Electorală Centrală conchide că sunt întrunite cerințele legale pentru stabilirea datei alegerilor locale noi pentru Consiliul Comunal Lozova. Tot în cadrul ședinței CEC s-a stabilit că, la fel în 15 mai, să se desfășoare alegeri locale noi în satul Păulești din raionul Călăraș. Decizia a fost luată după ce fostul primar Ion Prunici nu și-a îndeplinit atribuțiile timp de 4 luni din motive de boală. Pentru încetarea înainte de termen a mandatului de primar, situația de imposibilitate a exercitării funcțiilor, atribuțiilor de serviciu, fiind expres stabilit și termenul mai mult de 4 luni consecutive. În data de 15 mai sunt așteptați la urne și locuitorii altor 8 localități pentru a-și alege primarii.